Marius Ghindel, vreau să vă mărturisesc că bucuria și recunoștința mi învăluie sufletul. Am simțit să împărtășesc cu dumneavoastră bucuria transformării mele din umidă în fluture. Învă să zbor. Taberele de la Moisei, Brașov și Oglins au avut un efect profund în toate structurile ființei mele. Mi-am dat seama că acolo se întâmplă minuni, are loc un transfer de înțelegere, venim mai inspirați, așa, nu știu, parcă fiecare tabără are o mare încărcătură energetică și primim acolo mesaje, cum să vă spun, adică de iubire din infinit. Sunt fantastice, sunt vindecătoare. Fiecare împărtășire care o auzim vine așa cu un efect tămăduitor pentru fiecare din noi, către ceea ce noi dăm cumva sens și valoare. Și binariile sunt pline de învățături. Acolo eu găsesc răspunsuri la toate întrebările mele și vine așa și o confirmare că sunt o ființă divină care are experiențe umane. Găsesc în binarii răspunsuri de la suflet la suflet și îmi place că mintea nu are ce căuta acolo. Mintea care separă, care înstrăinează, nu o simt în binarii. Simt mai mult cum inimile noastre respiră așa un fel de unitate și apropiere. Perspectiva din care privesc acum viața e tare diferită de ceea ce am experimentat înainte. Parcă m-am trezit așa dintr-un somn adânc și acum descoper bucuria de a trăi cu sufletul și nu cu mintea. Mă redescoper. Sunt așa de încărcată cu bucurie încât mi-e foarte greu să mă abțin să nu împărtășesc această stare divină. Am o energie fantastică, muncesc mult și nu mai simt deloc oboseala, am multe conștientizări. De când am descoperit aceste învățături, mi-am dat seama că am pornit pe cel mai frumos drum al vieții mele și apoi fiecare tabără vine cu ceva în plus, cu multe daruri divine. Ăsta e, nu știu, vine să pună iubire în noi și destramă ego, te eliberează. Asta simt eu de fiecare dată, după fiecare tabără, eliberare. Conștientizez zilnic acum trăiesc pentru a fi în suflet și nu pentru a avea ceva material și vreau să vă mărturisesc că de când îl citesc pe Rumi mă simt în vacanță pe pământ. E fantastic cum încep să înțeleg iubirea în sensul ei cel mai profund și observ cum Dumnezeu mișcă lucrurile prin oameni. Mi-am schimbat și alimentația și sunt foarte încântată.
am provocări mari în sensul acesta, dar m-a ajutat foarte mult interacțiunea cu Marian și cu oamenii ca să-mi dau seama de ceea ce mi hrănește sufletul. Vreau să vă mulțumesc că mi-ați făcut viața mult, mult mai frumoasă. Mă bucur zilnic ca un copil și am bucuria de a trăi o experiență extraordinară și cum să vă spun, cu totul din suflet, extraordinar de profundă. Parcă am uneori momente în care mintea nici nu mai există și asta mi se pare de natură divină. Da, cred că reușesc uneori să cobor mintea în inimă. Mă bucur mult că faceți binarii cu Alice, are multe de împărtășit și e muierea, așa cum spune ea, care a pus în practică toate învățăturile dumneavoastră imediat. Și are așa și un dar al povestirii care îți mișcă sufletul, care transmite mult prin autenticitate. Da, este minunată, pentru care în suflet iubire de Dumnezeu și este uriașă. Este femeia care își face bărbatul să se simtă rege, regele ei astec, cum bine spune. Fiecare binar îmi îmbogățește sufletul și fiecare om pe care îl ascult mă învață câte ceva. Ascultam zilele trecute înregistrarea pe care ați avut-o cu Mădălina și cu Corina și am conștientizat că am un atașament foarte mare de familie. Mi-am dat seama de ceva vreme că este foarte importantă desprinderea, pentru că un atașament atât de puternic duce la distrugerea familiei. Zilnic sunt vigilentă și îmi pun întrebarea cine vorbește acum și mă străduiesc să fiu mereu în acceptare, să nu intervin și să las viața să fie exact așa cum este. Am observat că omul care vine din față este trimis de divin și nu se oprește până nu șterge toate programele negative cu care am funcționat de peste 50 de ani. Prin ceea ce vine din față, văd foarte clar dacă mai am programe de șters, programe care mă deranjează. Ceea ce mi se pare foarte important este că dacă șterg programele mele negative, le șterg și în trecut și în viitor și asta e moștenirea pe care îmi doresc să o las copiilor mei. Sunt foarte impresionată de toate transformările oamenilor, sunt foarte puternice și uneori simt bucuria lor, recunoștința lor, dorința aceasta profundă de a trăi cu inima în iubire și bucurie. Suntem cumva scântei divine și am început să ne trezim. Asta e minunat. Tot zilele trecute citeam din cartea domnului Ilie Cioară
moartea morții și desăvârșirea și mă gândeam la experiențele foarte interesante pe care le-a avut. Cred că accesul la cunoașterea acestor lumini invizibile și la călătoriile astrale îl primește doar omul care este desăvârșit în existența fizică. Pământul este ca o școală care ne oferă experiențe de tot felul pentru a ne putea ridica mereu pe o treaptă superioară. Ilie Cioară mai spune ceva despre existența mai multor vieți, a mai multor întrupări și am înțeles că fiecare întrupare vine cu bucurii și durere, cu situații favorabile și obstacole, cu reușite și înfrângeri, dar toate vin cu scopul de a avea experiențe care să ne ajute până la urmă să evoluăm. Suferința considerată de lume și de noi nenorocire este ca un antrenament pentru descoperirea și însușirea comportamentelor divine. Și pot să vă spun că mă simt binecuvântată și plină de recunoștință că accesez zilnic această cunoaștere. Vreau să vă mulțumesc că existați ca model divin de manifestare a iubirii și școala iubirii este cu adevărat școala întregii planete.